S-a întâmplat așa la Ceahlăul, s-a întâmplat la CFR Cluj, s-a întâmplat și la Ghior în Ungaria. Acum a venit la ASEA Târgu Mureș, hotărât să repete la Mureș ceea ce a reușit cu CFR Cluj în sezonul precedent, în turul campionatului. Vom vedea dacă ASEA-ul cu Teixeira, aici poate fi periculoasă ASEA Târgu Mureș, primește Luis Pedro de la Axente și trage Luis Pedro, va fi corner pentru ASEA. Interesante aceste acțiuni de contraatac ale trupei antrenate de Vasile Miriuță. Luis Pedro e fotbalistul cu viteză acolo în față și Iazvić, fostul jucător al CFR-ului, poate fi un tu în aceste momente ale jocului. Să vedem centrarea, o minge 6 metri, gol! Marcat de Gabi Mureșan, venit fără marcaj, capitanul celor de la ASEA, cred că strecoară mingea printre picioarele lui Lung Junior, minutul 7, 1-0 pentru vicecampioana României, marchează Gabi Mureșan. Este primul gol al mureșenilor în această ediție de campionat. Apărare aproximativă a giurgiuvenilor. Să vedem centrarea, îi aparține lui Brandan. Mureșan pleacă din spatele lui Takayuki. Singur el pe 6 metri, da, Mureșan trimite printre picioarele lui Silva. Brandan acum pleacă acolo, Iazvić, se repede și Axente să facă pressing, ce eroare din partea lui Lung Junior. Iazvić, 2-0 pentru ASEA, minutul 12, marchează fotbalistul pe care l-a adus Vasile Miriuță de la CFR Cluj și iată două goluri marcate de Astra în doar, de ASEA, îmi cer scuze, în doar 5 minute. Iată la ce duce acest pressing pe care unii uneori îl iau în derâdere, considerând că e sortit eșecului. Iazvić a crezut în șansa sa. Brandan a fost cel care a dat acea pasă inițială, o minge care ar fi trebuit scoasă din careu fără mari probleme de Lung Junior. Iată-l pe Lung primind această minge și pasându-i direct lui Iazvić, care nu i-a trimis lui Axente. A crezut în șansa lui până la capăt, Filip Iazvić cu Inverness. De această dată o pasă pentru Teixeira, trage portughezul, o minge deviată prinsă până la urmă de Stăncioiu. Nu mai e Budescu singurul jucător al Astrei capabil să îi învingă pe portarii adverși cu șuturi de la distanță. A venit și Filipe Teixeira. Junior Moraes blochează această minge pe care o lasă lui Takayuki. Nu e foarte a înscris și pe arena națională împotriva Stelei în acel 2-2 care era să o coste pe Steaua Ticlul. Din nou corner. Pur și simplu Astra nu reușește să elimine pericolul în situațiile în care ASEA duce mingea în preajma careului. Recuperează Junior Moraes. Budescu e foarte periculos la această fază, șutează Budescu, gol! Are însă și Stăncioiu partea sa de vină și își recunoaște eroarea. N-a fost un șut extraordinar al lui Constantin Budescu din punctul de vedere al forței. Budescu însă a plasat această minge, era plecat ușor spre stânga sa Stăncioiu. Reduce din diferență Astra, iată-l pe Budescu și iată-l și pe Stăncioiu, care încearcă să prindă această minge, deși cred că ar fi putut să o boxeze destul de ușor. Budescu sărbătorește precum Francesco Totti golul cu degetul mare în gură. Puma, pe care o împrăștie pe gazon, Cătălin Popa, un șut foarte bun, prinde cadrul porții, Gabi Mureșan aproape de dublă, capitanul celor de la ASEA. Prima intervenție reușită
al lui Lung Junior. Încă un corner, capitol la care ASEA Târgu Mureș stă excelent. O partidă joacă la limită mereu. Nu știu însă de ce ar avea nevoie să-l impresioneze foarte mult pe Ciumudică. El e cunoscut de Ciumudică. Aici gol! Iazvic face dubla super reușită a lui Filip Iazvic. Îl bate din nou pe Lung cu un șut excelent în plasa laterală pe colțul lung. Șutează Filip Iazvic și iată, într-un meci la ASEA, marchează cât a făcut-o în stagiunea precedentă în tricoul CFR-ului. Se reface diferența de două goluri. O minge pe care Brandani o trimite lui Iazvic și o execuție splendidă. Lovin stă departe de Iazvic. Excelent, excelent șutul lui Filip Iazvic, 3-1. Un joc periculos al argentinianului, se putea da lovitură liberă pentru pentru Astra. O minge care atinge bara și se duce în afara terenului. Iată repunerea. Dar nu știu dacă a atins-o Budescu. N-a atins-o și să fi intrat în poartă și nu conta. Olov și Accente, doi jucători de același profil. În ofensivă, ASEA reușește să o țină pe Astra mai mult ocupat. Accente face 4-1 și nu se mai pune sub nicio formă problema celor 3 puncte în această seară. 3 puncte pleacă de la Giurgiu către Târgu Mureș. Minutul 77. ASEA face 4-1. Foarte bună din nou acțiunea celor de la ASEA Târgu Mureș. Accente face un pas în spate, se demarcă și înscrie cu un șut foarte bun. Și iată, cu stângul pe colțul scurt, nicio urmă de marcaj. Din nou pasă venită de la Pavel Golanski, la fel ca stânga cere Iazvic. Nu s-a mai văzut foarte mult Iazvic în repriza a doua. Manolov, 5-1 pentru ASEA Târgu Mureș. Super meci făcut de echipa lui Vasile Miriuță. 5 goluri marcate de ASEA, 3 în prima repriză, 2 în partea a doua. Atunci când și-a propus să atace periculos, ASEA a și reușit să marcheze. Spuneam în prima repriză că echipa lui Miriuță e preocupată să joace direct pe poartă, fără să piardă timp la construcție. O corecție severă încasată de Ciumudică. Golanski cu încă o pasă decisivă după ce a oferit lui Accente. Iată, îl pune și pe Manolov în situația de a marca primul său gol în acest sezon. Miroslav Manolov.